Deși nu a fost niciodată condamnat, când vorbește Nicu Gheară, toată lumea tace. Este respectat sau temut în lumea interlopă și se afișează cu politicieni, sportivi și artiști celebri. În urmă cu mai mulți ani, Nuțu Cămătarul a acuzat pe Nicu Gheară că alături de Virgil Ardelean ar fi în spatele arestărilor, pentru care s-ar fi pus la bătaie 2 milioane de dolari. Frații Cămătaru spuneau în urmă cu 15 ani că Nicu Gheară conduce Mangalia. Între timp și-a mutat atenția și către restul litoralului, după ce a mutat Summer Festival în Mamaia, ba chiar a primit și sponsorizare din banii statului prin primăria lui Mazăre. Pe contul său de socializare, Nicu nu prea comentează, ci doar postează poze cu viața perfectă, plină de petreceri, prieteni, familie, călătorii, iahturi și femei de top. După scandalul Marfa pentru VIP-uri, în anul 2004 s-a mutat în Spania și apoi în Austria, de unde conduce toată treaba și se ocupă de imaginea sa. A fost primul interlop care a înțeles importanța acestui lucru. Renumele așează un interlop la masa negocierilor și îi crește afacerile fără măcar să dea o palmă. Social media și relațiile publice ar putea fi instrumentele cu care interlopii își vor arăta portofoliul. Unii vor defila cu obiecte periculoase sau biceps și încălziți la sală, alții cu politicieni, vedete și gesturi caritabile, iar de cei mai deștepți nu vom auzi niciodată. Râdem, glumim, dar mie unul personal, interlopii nu îmi sunt antipatici. Își asumă viața aleasă, fără a se supune legilor, unui sistem pe care eu unul personal chiar nu îl recunosc. Când ești în preajma unui interlop, știi la ce să te aștepți și care-i sunt intențiile. În schimb, nu poți spune același lucru de politicienii aflați la conducere. Ei sunt șacalii care promit marea acusarea. După ce s-au văzut cu saci în căruță, te vor lăsa cu buza umflată. După scandalul Marfa pentru VIP-uri, Nicu Gheară s-a retras în Ibița, acuzând presiuni politice. Nicu Gheară nu a fost niciodată condamnat, dar numele său apare în câteva anchete de amploare ale procurorilor, care vizează două grupări importante, clanul Cordoneanu și rețeaua lui Nureddin Beyniour. În dosarul în care procurorii Dicotiaș i-au trimis în judecată pe cordoneni, Nicu Gheară este menționat în convorbirile telefonice ale membrilor clanului, interceptate de autorități începând din anul 2008. La acea perioadă, potrivit anchetatorilor, dintr-o discuție purtată de Bogdan Constantin, unul dintre liderii cordonenilor, rezultă atât poziția acestuia în vârful ierarhiei, cât și influența sa în mediul interlop românesc, prin conexiunile cu Nicu Gheară și Fane Spoitoru. În rechizitoriul întocmit de Dicotiaș, procurorii trag concluzia negru pe alb, referindu-se la liderii clanului Cordoneanu. Rezultă conștientizarea structurării și organizării grupărilor interlope, la nivel național, precum și exercitarea arbitrariului asupra acestora de către persoane ca Nicu Gheară sau Gigi Nedelcu. Un alt dosar care îl conectează pe Nicu Gheară la mediul interlop este cel al lui Nureddin Beyniour, finul său de cununie. Una dintre discuțiile telefonice purtate cu Beyniour, cu aghiotantul său rândunică, trece în revistă formarea grupărilor interlope din anii 90. În convorbirea care durează aproximativ o oră, cei doi se referă în majoritatea timpului la Nicu Gheară. Termenii nu erau deloc elogioși, pe fondul conflictului în care finul lui Beyniour a intrat cu gruparea nașului Gheară. Scânteia a fost aprinsă de Pepi Daniel Nicolae, mâna dreaptă a lui Gheară, în momentul în care a încercat să-i preia ostil firma lui Beyniour, societate care deține multe spații de agrement de pe litoral. Manevra a avut loc în vara lui 2011, când Beyniour se afla după gratii, cercetat pentru șantaj și amenințare. Ulterior, Beyniour a reușit să anuleze executarea silită, dar procesul nu se terminase. Beyniour a declarat sec la acea perioadă pentru celebrii reporteri de la Rise Project: "Eu nu vorbesc cu Nicu Gheară și Pepi, dar nu-și certat cu ei." Marfa pentru VIP-uri. Ancheta în celebrul dosar a început în anul 2002,
culminând cu arestarea din 2004 al lui Bogdan Albu, fost manager la un club de fițe și apropiat de Gheară și Beniur. Ancheta s-a extins rapid pe măsură ce procurorii au descoperit amploarea grupării interlope. Numele lui Nicu Gheară a fost vehiculat în acest dosar, dar acesta a negat public orice implicare, reclamând în presă persecuțiile la care este supus de serviciul de informații. Controversele din acest dosar sunt legate atât de manipularea internă a probelor judiciare, cât și de soluțiile judecătorești. De exemplu, Bogdan Albu este condamnat la 6 ani de închisoare, iar alții au fost achitați. În anul 2004, oamenii interlopului Nicu Gheară au capturat o mașină de filaj a unui serviciu de informații. Serviciile secrete din România au fost implicate într-un scandal. Oamenii controversatului afacerist Nicu Gheară au capturat o mașină plină cu tehnică de supraveghere, care se afla în timpul filajului. În acest caz, nu se știe dacă angajații serviciului au lucrat ca începători, ori Nicu Gheară este foarte bun. Cert este că între omul de afaceri și serviciul de informații care l-a filat a izbucnit un conflict pe față, însă chiar dacă spunea că este un abuz, Nicu Gheară nu a făcut nici măcar o reclamație. În prima zi nu am sesizat nimic, pe urma am văzut mașinile care mă urmăreau permanent. Iritat, dar și speriat în același timp, Gheară a povestit cum a descoperit că este urmărit. Fiecare are simțurile lui, așa am sesizat. Am ochi buni și am văzut cum se țin după mine prin tot orașul, părea despre coada pe care a avut-o. Nu sunt profesioniști deloc, habar n-au să parcheze, să oprească, fără să fie văzuți sau să depășească. Erau mereu câte 3 echipaje și mereu se dădeau de gol. Nicu Gheară a fost la mall, în cartierul Vitan. A plecat de acolo la vreo 12 noaptea. Voiam să mă duc acasă și am văzut că s-a urmărit. Și în cele din urmă mi-am propus, hai să-i mai plimb. I-am dus prin tot orașul. Mai aveam puțin și duceam la plimbare și prin parc, povestește Gheară. Ca un profesionist al unui serviciu secret, omul de afaceri spune că a plimbat coada prin locuri largi, în așa fel încât să-i scoată la vedere. Pe la aproximativ 3 dimineața mi-am propus să-i lași pe ei să se odihnească, că poate nu mai au nici benzină, și m-am îndreptat spre casă. Despre informațiile cărora Gheară ar fi beneficiat de serviciile unor mașini, pe post de contrafilaj, care să-i țină pe cei de la serviciul secret sub observație tot timpul, omul de afaceri nu le neagă explicit. În mall aveam oameni cu mine, dar am plecat singur, nu știu ce a fost sau ce nu a fost. În drum spre locuința sa din cartierul Colentina, Gheară a organizat o cursă și a sunat prietenii să vină să-i prindă. În fața casei lui Nicu Gheară, ventoul serviciului secret a încercat să-și continue drumul, însă a fost barat de mașinile prietenilor omului de afaceri. Au vrut să fugă, dar nu au putut fiindcă au fost blocați bine. Am coborât din jeep, pe vremea aceea Porsche Cayenne. M-am dus la ei, m-am prezentat cu legitimația de președinte al Asociației Fotbaliștilor din România și le-am cerut explicații, zice controversatul om de afaceri. Nicu Gheară spune că a discutat pe un ton calm, însă filajul nu a vrut să se legitimeze și erau disperați, voiau să plece. Oamenii care erau cu mine acolo au găsit în vent o aparatură ultraperformantă de interceptare și o cameră foto. Se vedea clar cine sunt, a precizat Gheară, care a chemat în cele din urmă și poliția. Nici în fața polițiștilor nu au vrut să-și arate legitimațiile și au spus doar că vor să meargă la secție. Polițiștii m-au întrebat dacă vreau să depun vreo reclamație, însă nu am acceptat, mai zice Nicu Gheară. Iar Serviciul Român de Informații nu a făcut nicio precizare față de o acțiune specială care să-l vizeze pe Nicu Gheară. Controversatul om de afaceri se pare că a fentat serviciul secret implicat în acest caz, indiferent care a fost acesta, prin măsuri speciale de protecție, contrafilaj, echipă de intervenție și de conspiratori. Conform unor informații, Nicu Gheară controla la acea perioadă 3 firme de poază în București. Numele lui însă a apărut într-o serie de cazuri,
unul fiind un transport de marfă capturat de serviciile secrete pe aeroportul Henry Coandă. Atunci, un transport a venit din Venezuela, care avea ordin să aducă la București 7 kg de marfă. A fost prins când voia să lase marfa unui consilier. În aeronava în care se afla transportatorul era și Nicu Gheară, care la scurt timp a părăsit România. Acesta a declarat că nu a avut nicio legătură cu acest caz. Venisem pentru 4 zile să cunun pe cineva la Focșani și aveam bilet dus întors la Madrid. În acel avion erau 180 de pasageri. Oricine putea face asta, iar Nicu Gheară a declarat că și acesta a fost chemat acolo. Tot în numele lui Gheară a apărut și în diferite relații cu lideri ai lumii interlope, precum frații Cămătaru sau Fane Spăitoru. Nicu Gheară a negat foarte iritat vreo legătură cu aceștia. Nu îmi puneți în cârcă nume pe care nu le cunosc și cu care nu am avut nicio treabă. Nu am avut niciun conflict cu Cămătarii. Acesta a ținut să precizeze că am venit în România ca să-mi văd apropiații și aveam de gând să rămân în țară. Acum nu mai am nicio siguranță și vreau să plec.